Italia a decis să prelungească restricțiile pentru lupta împotriva pandemiei COVID-19, printre care închiderea restaurantelor, magazinelor și muzeilor până pe data de 30 aprilie, potrivit unui decret semnat de premierul Mario Draghi, relatează AFP. Noul decret face ca vaccinarea să fie obligatorie pentru personalul sanitar, însă păstrează deschise școlile primare și prevede că măsuri de relaxare vor putea fi luate înainte de sfârșitul lui aprilie, în cazul unei ameliorări a situației sanitare. Toate regiunile din Italia vor rămâne în perioada 7-30 aprilie, fie în scenariul roșu, fie în cel portocaliu, în timp ce numai clasificarea galben permite deschiderea restaurantelor până la ora 18 și o mobilitate mai mare. Ungaria menține restricțiile sanitare până pe 8 aprilie, purtarea măștii rămâne obligatorie, școlile, grădinițele și localurile rămân închise, iar cursurile se vor desfășura online. Controlele la granița cu spațiul Schengen se mențin, iar condițiile de intrare în țară nu se vor schimba în următoarele două săptămâni. De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri seara extinderea măsurilor de carantină până pe data de 2 mai și închiderea școlilor timp de 3 săptămâni de zile pe întreg teritoriul țării, invocând îngrijorările provocate de cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus.